tuturor europeni. Vă rog să vă abonați la canalul nostru, dați un like și un subscribe. Da, dar știți că nu e chiar așa. Că la parlamentarii români a spus totul, da, dar ăștia la alții a spus alt salariu. Ei au un salariu net de vreo 6-7 mii de euro, europarlamentarii, față de 12-13 mii de lei aici, da, deci vreo aproape 3 mii. Au și ei sumă de aia forfetară de, cred că de 10-20 de mii, de vreo 10 mii de euro au ei suma aia forfetară. Dacă ești prezent. Și, nu, și în plus, pentru cazare, ei au 300 de euro pe zi dacă semnează prezența acolo. Deci 300 pe zi. Diferențele sunt, dar chestiunea asta, v-ați spus-o și dumneavoastră, am remarcat asta, nu trebuie să mergi chiar spre populism, așa că e normal, în orice țară din lume, parlamentarii sunt plătiți bine, după aceea, ca după aceea să ai și pretenții de la ei, ca în schimbul banilor respectiv, să-și facă treaba acolo ca lumea. Și noi avem o tradiție democratică în România. Așa întrerupt, pare, da. Întreruptă în perioada totalitară. Ei bine, în perioada interbelică, parlamentarii români nu erau remunerați financiar. Era o mândrie să ai o funcție de demnitate publică, fără... Era și un avantaj, însemna că doar cei care aveau o meserie își permiteau să se ducă acolo. Era da, bine, într-un fel. Dar vreau să vă întreb ceva. În februarie începe sesiune. Acum ar fi vacanță, deși nu prea e vacanță, că se lucrează la Parlament, comisii, birouri permanente. Mă rog, ok. Care sunt la Parlament acum? Cele trei, principalele trei lucruri pe care vreți să le faceți în sesiunea asta, care începe de la 1 februarie? Ne interesează foarte mult și de asta vrem să mergem la Ministrul Mediului, un moratoriu pe subiectul pădurilor. E o discuție foarte importantă. S-a ajuns în multe locuri din țară să se taie la ras cu complicitatea de multe ori a Rom Silva, acelei zone din numită politică în rândul pădurarilor. Ne interesează totodată foarte mult reformarea clasei politice, ce vorbeam de anumite beneficii, de limitarea la două mandate pentru parlamentari și pentru primari. Și mai avem un punct foarte important pe care l-am discutat, de fapt toate punctele le-am discutat și cu maestru Mircea Diaconu, controlul asupra resurselor. Și aici mă gândesc în primul rând la județul Gorj, la județul energiei, unde avem cărbun, unde avem petrol, unde avem hidrocentrale în defileul Jiului și unde avem o populație foarte sărăcită, de altfel în toată România. Vrem să punem subiectele minelor de cărbuni. La Termomintia, lângă Deva, aproape este închisă centrala de acolo. Am vorbit cu sindicatele, ne-au contactat de altfel foarte mulți sindicaliști din învățământ, din justiție, din sănătate.